urmă cu 4 ani, o echipă a Centrului Național al Creației Populare sosea în gara Botoșani pentru a înregistra obiceiurile de anul nou din comuna Vorona. Vrând să provoace emoții oaspeților, un colaborator venit să-i întâmpine a rugat pe funcționarele gării să anunțe prin megafoane, parcă în loc de bun venit. Echipa de cercetători, sosită de la București, este rugată să se prezinte la ghișeul numărul 2 pentru a-și ridica biletele de retur, întrucât acțiunea programată să aibă loc mâine seară nu se mai ține. Revenind în Vorona, am înțeles că premoniția colegului nostru prinsese contur, că viața așezării este astăzi marcată de trecerea timpului și de pierderea unor valori tradiționale. Te rog să-mi spui dacă în iarna asta de Revelionul ăsta 1997 v-ați hotărât să faceți joc. Da, sunt foarte hotărât. Tocmai de asta m-am gândit în primele zile a Crăciunului, că am înțeles că nu mai este niciun joc în comună și m-am gândit că ar fi cel mai bine să fac cu totul, că nu prea am fost pregătit sau... Ce înseamnă pentru voi să fiți pregătiți? Ca la casa omului trebuie să aibă gustare la căiuți, la muzicanți, un țuic, eu știu, mai multe, trebuie împacată muzica mai înainte, ca să știi că nu vine omul în ultima zi, nici nu-l găsești. Și altceva? Și am hotărât. Și asta la care am asistat noi, cam de câte ore se petrece? Normal. Normal, se începe înaintea Sfântului Nicolae, se începe a face repetițiile, dar dacă noi ne-am trezit mai târziu, adică mi-am gândit mai târziu, am zis că să facem cât de cât o repetiție, că mai sunt dintre ei care știu, tocmai de asta i-am și ales pe ei care mai știu. Dacă aș aduce alții din sat care nu mai juca niciodată la căiuță, n-aș putea să fac până pe data de 31 când să fac repetiții. De unde știu? Băieții au mai învățat la cămin, au mai fost la dansuri înainte cu alte formații, cu alte... Ce crezi că se va întâmpla mâine dimineață? Deci anul trecut am făcut un joc în Chiscovata. Și după cum am simțit anul trecut, deci nu mi-a mai convenit să mai fac și anul ăsta. Câți ai reușit să-ți strângi? Deci de tinerete e vorba sau... Da. Nu era absolut niciunul. Deci ziua veneau puțini, așa, numai în vizită plecau fiecare la casele lor, seara veneau numai gospodari, atât. Și ați colindat prin sat? Da, deci am venit prima dată la primărie, după care am plecat în sat. Câți dansatori ați fost? A fost 6 căiuți, urs, ursar, căldărăriță și căldărar din aștept. Anul ăsta n-ai mai reușit să-i mai strângi? Nu, din ce motiv? Deci am fost la domnul primar și mi-a zis domnul primar că face că au văzut că nu este niciun joc în comună, a zis că m-au chemat de poartă, face că dacă vrei să faci joc, îți dau autorizația gratuită. Deci n-avea cine să-l ure. Acum i-am zis că fac. Când m-am întors a doua oară, face că 50.000 de cost. Și am zis că mai bine nu mai fac. N-avea niciun asta. Pentru un șomer ca mine, pur și simplu n-am niciun venit. De anul acesta au început aceste tradiții puțin să alunice cam la vale, adică să nu se mențină datele noastre strămoșești.
datorită lipsei materiale a tineretului, a celor care, în sfârșit, le-au menținut până acum. Și bănuiesc că ar trebui noi localnici să facem mult mai mult, să-i stimulăm. Eu deja am luat o măsură în Consiliul Local al Primăriei ca tinerii care organizează astfel de datini, de jocuri, să fie scutiți sau o taxă simbolică, de exemplu, de 50.000 de lei. Așa. Ce crezi că se va întâmpla mâine? Mâine cred că se adună mulți adulți, dar tineret slab să fie. Nici să participe. Sunt curioși de... Așa, numai pe zâmbete, pe sub musteață, așa, ca să râdă, să părâdă de unul de altul. Deci cum îți eu, de exemplu, sunt căluț, poți fi să râd de mine, că m-am făcut eu căluța, nu știu. Și atât altceva, în plus, nimic din partea lor. Cum ai să te simți? Eu nu mă simt prost deloc, mă simt din contră, mă simt bine. Că eu dacă îi întreb pe ei, și dansul ăla care îl fac ei în discotecă, nu știu să răspundă, dar eu dacă fac ceva, pot să-i răspund ceva. Nu? Corect așa? Avantajul de a merge la discotecă? Sau avantajul care să meargă la discotecă? Ăsta, unul mic, dacă mic. Cum a făcut 14 ani, 10 ani, el e în discotecă. Dacă să intre, să aprinde cineva luminile, dacă sunt acolo pentru întuneric, nu-i vede nimeni. Dansează fiecare cum vrea, dar când e lumină în sală, nu se bagă el cineva să-l danseze pe ăla de 12 ani, de 13 ani. Și tocmai asta e avantajul. De asta sunt și mai mulți. Și în afară de jocul ăsta și de mascați, ce ar mai putea să mai vadă un om străin de sat? Mâine, de exemplu. Capra, lindele, căiuții. Și cam asta e. Copiii mai umblă cu semănat? Nu umblă, dar nu mai umblă cum se umbla odată. Mai umblau în costume naționale, rar și câteodată deloc. Copii? Da, avem o fetiță, e aici, cu noi, și nu prea am avut ce vedea astăzi. Ne pare rău că și dumneavoastră n-ați avut ce filma. Ce s-a întâmplat din cauza ce li cere acum primăria, că vor pentru jocuri să le... Asta pentru compozitor, și se spune, asta li cere foarte mult și nu au mai făcut, o renunțat tineretul ca să mai plătească asta. Deci ce a lipsit astăzi ca spectacol așa? Jocurile care erau din sat, ei se adunau aici să vină la primărie ca să uri și acum nu s-au mai făcut jocurile astea și tocmai asta au lipsit. Deci numai asta ar fi explicația? Nu cumva au și uitat să mai joace, țărănește? Nu s-au uitat să mai joace, dar chestia este că acum și ei, după ce urau aici, mergeau cu uratul prin sat și nu mai au nici posibilități, nici oamenii ca să mai plătească acum în caprile, cum le spunem noi, să le mai dea bani. Era cumva și o trecere între grupuri? Da, da. Erau când... Asta? Păi fiecare a vrut să arăte mai tare ca celălalt, că așa... Toți se organizau cât puteau de bine ca să iasă în frunte. Mâine, voi fiind singuri, nu să simțiți nevoia concurenței, așa? Da, sigur ne clasăm pe primul loc. Thank you.
Consuliță de Mărar, bună ziua, gospodari! Dică! Gospodari și gospodine și voi, domnișoare, fine! Dați-vă lângă perdele și ascultați vorbele mele, dați-vă lângă fereastră și ascultați urarea noastră! Încă de când azi era noi cu plugul am umblat, am umblat și am semănat pe închisul nostru sat. Urmurșești și clopoței, m-ați legat odată, măi! Vă urăm un an bun și sărbători fericite. Frumos, foarte frumos venit că ați venit și dumneavoastră și ne-ați însoțit. Că dacă nu vineți dumneavoastră, nu mai vine nimeni. Cu mari și eu vine băieții ăștia. Că da, la... Ne întoarcem acum de la discoteca satului, discoteca Galaxis, unde am găsit foarte mulți dintre tinerii pe care i-am întâlnit zilele trecute în fața primăriei, admirând grupurile de căiuți și de urători. Ce părere aveți despre alternanța aceasta a civilizațiilor contemporană și arhaică? Ce soartă credeți că va avea această alternanță în Comuna Vorona? Cred că e un curs normal, o evoluție normală, în pas cu schimbările care se produc foarte accelerat în societatea noastră. Și cred că este un curs irreversibil. Regretul meu și a celor care prețuiesc tradițiile noastre populare, tradițiile sănătoase ale satului, este că acest curs este prea accelerat. Dacă n-ar fi fost discoteca asta, asta e singurul lucru care îi strică tot tineretul din Comuna Vorona. Dar nu crezi că pot să existe și discoteca și căminul cultural? Crezi că după voi se va mai încumeta cineva să mai strângă? Aici nu mai pot să știu ce o să mai fie la an acum, dar în orice caz bine nu o să mai fie. Deci să mai fie tradiții în Comuna Vorona, din ce în ce se începe a pierde toate. Am doi copii care la anul, dacă mi-a ajutat Dumnezeu, s-ar putea să facă ei un joc așa cum era și înainte. V-a plăcut, deci, foarte mult joc. Mult, deci astea sunt niște obiceiuri care ar trebui să se ducă în continuare. Deci, ce v-a plăcut cel mai mult din tot ce ați văzut aici? Deci tot cel mai mult ce mi-a plăcut. Și căiuții, și dumneavoastră, și toată lumea, și noi toți să fim sănătoși și să ajungem și la anul cu bine.